Și discutăm pe această temă cu europarlamentarul USR Vlad Gheorghe. Bună ziua! Bună ziua! Ce șanse ar avea o astfel de inițiativă? Păi, în primul rând, Marcel Ciolacu a furat inițiativa, a furat-o de la noi, de la Parlamentul European. Este o inițiativă a mea pe care am transformat-o într-o rezoluție a Parlamentului European, care spune că cei care ne-au ținut în afara Schengen nejustificat trebuie să ne plătească despăgubiri. Acum, ca oricine care a copiat la școală, Marcel Ciolacu n-a înțeles ce a copiat. Varianta corectă și legală este, așa cum am votat noi în Parlamentul European, ca Comisia Europeană să facă evaluarea acestor pierderi și să pornească procedura de despăgubire. Pentru că aici discutăm de câteva luni versus câțiva ani și o acțiune foarte nesigură în instanță. De aceea am ales noi în Parlamentul European această variantă a unei rezoluții, care fiind votată, acum a devenit temei legal și obligatorie pentru Comisia Europeană. Deci da, avem nevoie de despăgubiri. Eu am lăsat săptămâna trecută o factură de 11 miliarde lui Nehammer. Apropo, și procentul pe care l-a spus Marcel Ciolacu, nu știm exact de unde l-a calculat, pentru că este destul de mic față de ce pierdere am suferit noi. Deci Marcel Ciolacu nu și-a făcut ca de obicei temele de nicio culoare, a copiat o idee, dar n-a înțeles-o. Și mai e un aspect aici interesant. Am scăpat de raportul MCV de monitorizare în domeniul justiției. De altfel a venit o confirmare și din partea Ursulei von der Leyen. Nu ar trebui să cântărească și acest lucru pe viitor, în viitorul foarte apropiat, să fie încă un motiv de a vedea România cu alți ochi, mult mai bine? Pe noi ne-a ajutat încă de anul trecut acest lucru. Acesta este un gest făcut de Comisia Europeană, un ajutor, pentru că știm cu toții că condițiile din justiția noastră nu sunt bune de nicio culoare, dar a fost un ajutor foarte util pentru noi anul trecut. Ce se întâmplă acum este că Comisia Europeană face același lucru pentru Bulgaria, pentru a încerca să izoleze Austria. Pentru că față de Bulgaria știți că s-au opus olandezii pe temeiul lipsei reformelor din justiție. Acum în Bulgaria avem un guvern nou, pro-european, care s-a angajat să facă acele reforme și atunci Comisia vine cu un ajutor pentru ca Olanda să ridice veto-ul față de Bulgaria și să rămână Austria singură și cu Bulgaria și cu România pentru a crește presiunea pentru în această toamnă pe votul lor.